Știți, Alexei, eu cred că am fost naivă, crezând în ideea aceasta a unionismului, a istoriei românilor și a ne recunoaște din noi, a ne afla, a ne cunoaște istoria noastră, a neamului. Și credeam sincer în ea și vorbește practic tuturor autorilor care au scris aceste manuale și care le prezentau nouă și noi urmam doar să le livrăm copiilor. Și noi am folosit ca un material așa, mai puțin gânditor, prede, de noi ți-am selectat, tu du-te și prede. Și cu dată zic, vina mea, credeam vorbește, visam și credeam că același lucru fac toată, hai să luăm altă parte. Credeam că toți profesorii fac același lucru. Noi toți educăm acum o nouă generație. Și eu gândeam în mintea mea că, uite, peste 17-18 ani să treacă o nouă generație, dar de copii, noi să avem o generație totalmente educată, totalmente diferită, da? Predăm toți în aceleași manuale și o să înțeleagă ce e istoria neamului, o să îndrăgească, o să vrea unirea asta de la sine. Ea va veni ceva natural, nu trebuie să se impună nimeni, nici prin războaie, nici prin armate aduse, nici prin nimic. Dar m-am trezit că, uite, au trecut cei 17, 19, 20 de ani, mai mult. Și te trezeai că la liceu veneau copii care citeau psilale, nu că să discute. Sau invers, eu sunt moldovean și punctul. Și aveam și discuții, dar de ce te consideri așa? Și am înțeles că momentul identitar este o identitate. Și n-am eu nicio treabă ca să schimb copilul identitate. Treaba mea să-i predau, să te fac tu să gândești. Ca tu ai voie să decizi ce identitate ești. Deci nu trebuie să o impun eu cu forța, nici într-un caz. Și am observat de asemenea că chiar colegii mei de la liceu, uite cât din alte instituții, la lecție ele nu neapărat predau istoria românilor, dar mai mult pe accentul prea cu moldoveni și eu sunt moldovancă și punctul. Deci îmi spuneau că copiii, cum poate doamna să predea așa? Zic, probabil așa simteți, dar voi citiți, analizați, gândiți și așa. Deci, e diferit. Fiecare își controlează ceea ce face, sau să zicem mai bine, nu este niciun control de undeva de sus sau o frică de undeva de sus, deci, până la urmă, profesorul merge. Decide. Decide, exact. Să zicem așa, copiii din familii mixte, moldo-ruse, moldo-ucrainene, deci, care aveau de acasă anumită influență, sau părinții, mai țineți minte ce istorie mi se preda nouă și cum se arăta perioada Uniunii Sovietice descrisă. Deci ei veneau cu aceste cunoștințe și uneori frustrările astea apăreau și încercam să le aplanăm și să spunem, uite așa a fost, dar sunt alte documente care demonstrează că a fost un pic altfel, deci hai să ne uităm, tu nu porți nicio vină, încercam să, pentru că frustrarea venea și un fel de vină, un fel de rușine, zic, tu nu porți nicio vină, este... Așa a fost, asta e istorie, ce să facem, hai să depășim, mai să vedem ce putem face mai departe, cum putem să străim mai departe, mă rog, în prietenie. Alti de frustrare este, vine din partea copiilor, părinții cărora lucrează gastarbeiter prin Rusia pe undeva și ăștia vin cu alt tip, iarăși, cu adorație a, nu numai a tot ce a fost sovietic, dar cu adorație și a Rusiei și cu adorația lui Stalin. Eram surprinsă că elevul meu la lecție îmi spunea, bani, nu ne trebuie un Stalin, nu ne trebuie un Stalin. Zic că, evident, ai auzit tu asta undeva, că nu poți să ajungi tu la mintea ta la asta. Zic că, hai să argumentează de ce trebuie. Sau, și când îi spuneam, zic, dar, uite, Stalin a făcut asta. Tu mai simți o adorație față de el lor? Ei, nu, dar totuși, știți cum. Era foarte greu să-i reconvingi pe acești copii și, la urmă, au plecat și ei în Moscova, chiar dacă a terminat foarte bine liceu, nu știu de ce, adică, sau ales munca, cred că e o cale mai ușoară, cine sunt eu să judec, dar iată, ăsta tip de frustrare. Alt tip de asemenea, și o recunosc, trebuie să o recunosc, deci mai greșim și noi profesorii. Deci odată în liceu am făcut noi un referendum, am înscenat un referendum, că ce cale ai votat-o, nu aveți dreptul majoritatea să votați, dar dacă avea dreptul, cum ai votat pentru calea pro-europeană a Republicii Moldova sau pro-Uniune Vamală. Și în fiecare pauză copiii se adunau la urne, votau, erau câțiva reprezentanți care urmăreau să acumuleze voturile, buletine primeau copiii și atunci eu cu coada ochiului, Doamne, mai bine nu mă uitam în direcția asta, la un elev care destul de activ, membru al Consiliului Elevilor, nu vreau să zic mâna mea dreaptă sau stângă, dar foarte, un copil foarte activ în liceu, și mă uit cum votează, pardon, adică
era, da, și nu, era foarte ușor să vezi cu coada ochiului în care coza a bifat, deci mi-a fost clar că el a votat pentru Uniunea Vamală și așa mă... Wow! El așa a votat, de ce oare? Și n-am făcut nimic, nicio reacție, zic, mă rog, e dreptul lui, dar totuși zic, înseamnă că mai am de lucru eu ca și profesor să-l învăț să aleagă corect. Dar nenorocul lui este că vine la mine și pentru că erau acolo, zic, niște fete, doamna Trăbceac, se poate eu să stau încă și pe parcursul lecției cu fetele și să-i ajut la calcularea voturilor. Dar eu zic, nu, cred că trebuie să mergi la lecție ca să te înveți a vota corect data viitoare. E rușine că am zis asta. Copilul a înghițit, s-a dus, dar am avut un telefon de la părinții la școală. Deci părintele, copilul s-a fi plâns. Deci, vezi, nu l-am pedepsit, nici nu-i predam măcar. Cu dânsul colaboram doar ca și dreptul ajung pentru educație. Dar a sunat părintele și a zis, ce se întâmplă la voi, ce forțează sau presează profesorii? Mi-am cerut scuze, evident, i-am chemat și pe el și pe frate-s-o, că nu știu și frate-s-o s-a simțit lezat, nu contează. I-am chemat frumos la birou, le-am cerut scuze, zic, dacă e cazul, eu pot să merg și în public să o fac, mai erau, dar nu erau acolo în public, lumea, știi cum se face. Zic, conștientizat, n-am făcut absolut deloc corect ca și profesor, îmi cer scuze. M-ați iertat, putem noi colabora mai departe, că zic, noi avem când de terminat anul școlar, zic, o să mă mai ajutați în Consiliul Elevilor, ori o să... Că vroiam, chiar vroiam să rămân prieteni și a fost o scuză sinceră. Vă zic, mi-am dat seama că am greșit chiar în momentul când îi spuneam replica pe care i-am spus-o, dar așa eram eu, așa credeam eu și credeam că toți elevii mei trebuie orbește să-mi urmeze calea mea. Nu, ei vin și cu alte, mă rog, alte idei. Deci înseamnă că eu n-am fost destul de convingătoare, ori argumentul nu, ori nu mai am eu, a Uniunii Europene nu-i convingător pentru ei, pentru că, mă rog, asta e. Și atât mai facem și gafe din gestea și am recunoscut-o în fața dumneavoastră.